Salutare prieten, bine ați revenit pe canalul meu la o nouă recenzie. O recenzie astăzi care va închide trilogia colecției Riviera de la Casa Atelier des Ors, pentru că astăzi voi discuta despre ultimul parfum din ofertă pe care l-au cei de la Atelier des Ors, cu toate că există un al patrulea parfum care e pe vine, este oarecum în perioada de prelansare. Este vorba despre Riviera Drive, pe care aici l-am în variantă de șantion, cutiuța, fiola. Un parfum creație Marie Salamagne, anul apariției 2019. Până aici toate bune și frumoase. Un parfum care este destul de plăcut, dacă este să fiu întrebat cum miroase. Miroase plăcut, are o tendință foarte abordabilă, prietenoasă, elemente citrice, aromatice, în special notele lemnoase coniferice, pentru că se simt foarte bine. Însă tot acest melanj mie mi-aduce aminte de un parfum de la Atelier Cologne, respectiv Cedre Atlas. Nu sunt perfect identice, dar în momentul când l-am purtat, automat m-am gândit, băi, parcă seamănă cu parfumul respectiv. Ok, haideți să mă întorc înapoi la Riviera Drive. Un parfum care, din punctul de vedere al compoziției, are un ingredient care mi-a atras atenția, dar pe pielea mea nu-l simt, respectiv absint. Mai regăsesc în parfum lămâie, pe care o simt foarte bine. Am frunze de cedru, am lemn de cedru, am cașmeran, deci note lemnoase care se simt foarte bine, special frunzele de cedru, pentru că în combinație cu lămâia vor crea un iz citrat coniferic foarte plăcut și revigorant pentru un parfum de vară. Mai regăsesc mosc în parfum, absint, așa cum am spus, lămâie, măghiran și rozmarin. Acestea sunt notele care compun parfumul, plus paciuli. Cu asta am închis și lista de ingrediente. Nu am să vă spun cum se manifestă parfumul la X ore după ce l-am aplicat, pentru că la 3 ore nu-l mai simt deloc, a dispărut de pe piele. Am să vă spun ceea ce se simte în deschidere când am să aplic, pentru că de principiu parfumul este liniar, nu se schimbă. Bineînțeles, amplitudinea va fi mai diminuată, dar de principiu va mirosi cam în aceeași tendință precum îl simți la aplicare. Haideți să aplic parfumul, să vă spun ceea ce se simte în deschidere, atâta timp cât se simte. Da, am aplicat sau am consumat aproape 80% din acest eșantion. Deci, deschiderea este foarte, foarte plăcută, o combinație reușită de note citrice, în special lămâia, care este elementul din parfum, în combinație cu frunzele de cedru. Deci, un citrat coniferic, luminos, strălucitor, efervescent, revigorant, spuneți-i cum vreți, dar este foarte plăcut și îți transmite o stare de bine. Este ca și cum te-ai plimba printr-o pădure de conifere, iar sub nas ai un pahar de limonadă de lămâie. Deci combinația pe care o simți dinspre mediul înconjurător coniferic cu acea tentă răcoritoare citrică dinspre limonadă, cam în zona aia m-aș duce ca să vă transmit vizual cum ar mirosi acest parfum. Miroase foarte bine, foarte plăcut. Cel puțin în deschidere există și o tentă ușor, nu să-i zic buzi, dar apetisantă ca urmare a notei de absint, care în combinație de asemenea cu lămâia îți dă senzația unei băuturi răcoritoare, foarte apetisante. Notele aromatice nu pot să le simt așa de bine, respectiv sunt foarte diluate, foarte diminuate ca amplitudine, iar ce să zic de mosc, care nu-l simt aproape deloc, chiar dacă este în parfum, dar pentru mine este bine, pentru că oricum nu sunt foarte mare fan al notei de mosc. Dar citrat, aromatic, mai puțin citrat lemnos, cu o tentă ușor nu licoroasă, cât mai degrabă răcoritoare, ca a unei băuturi răcoritoare, o socată cu lămâie, ceva în genul ăla se duce. Performanță foarte, foarte scăzută, deci la acest capitol parfumul este catastrofal. Eu mai mult de 3 ore longevitate nu obțin cu acest parfum, iar proiecția undeva la o oră. În comparație cu el, Riviera Lazuli, pe care îl dețin, are o performanță foarte bună, fiind parfum de vară ca și acesta. Deci, mare grijă dacă sunteți tentați, că ați văzut și ați auzit și toată lumea laudă acest parfum, testați-l un pic pe pielea voastră să vedeți cum se manifestă, că s-ar putea să aveți surprize din categoria neplăcute. Deci, longevitate foarte scurtă, proiecție acceptabilă, oricum ocupă 33% sau o treime din longevitate, dar longevitatea este foarte scurtă pe pielea mea. Este un parfum de sezon cald, respectiv perioada de final a primăverii, toată perioada verii și începutul toamnei, o ținută cât mai casual, cât mai degajată pentru genul acesta de parfum. Îl consider mai degrabă un parfum
deținută de vacanță. Deci când mergi în vacanță și ești cât mai relaxat, îmbrăcat, cât mai casual, deci în zona asta miroase și parfumul, nu trebuie ceva complicat, ceva sofisticat, pentru că oricum parfumul nu miroase într-o tendință foarte sofisticată și elegantă ca să-l poți la, eu știu, costum sau eu știu ce alte combinații din categoria rigid conservator. Dar de principiu, o ținută cât mai degajată, deschisă la culoare, cred că ar fi cel mai bine pentru acest parfum, sau o combinație de culori cât mai vii, cât mai colorate, ca să zic așa, ar fi cel mai bine pentru acest parfum. Este un parfum care, din punctul de vedere al concentrației, vine apă de parfum. Volumul disponibil 100 de ml, preț de raft 200 de euro. Nu dați banii că nu merită, deci la 200 de euro să obții 3 ore longevitate pentru un parfum de nișă este foarte, foarte slab. Și este mai degrabă, nu vreau să spun țeapă, dar se putea o performanță mult mai bună pentru banii pe care eventual îi vei plăti. Deci chiar dacă le iei la jumătate de preț, să zici că dai 500 de lei, ca să scoți 3 ore performanță, nu, așa nu. Deci mare grijă, repet, testați-l în primul rând pe pielea voastră. V-am spus de performanță, este unisex, dar cu o ușoară tendință masculină ca urmare a notelor lemnos-coniferice, dar nu cred că ar fi o problemă pentru o femeie dacă l-ar purta, pentru că miroase suficient de colorat, de luminos, de fervescent și răcoritor în același timp, încât să-ți dea o senzație de bine, indiferent că ești femeie sau bărbat. La categoria vârstă, 20 de ani în sus, deci indiferent de cine discutăm, de la un 20 de ani, că ești bărbat, că ești femeie, îl poți purta fără niciun fel de problemă, pentru că este foarte versatil la categoria vârstă, prietenos, miroase suficient de abordabil, nimeni nu cred că va avea ceva de reproșat la felul cum miroase acest parfum. Eventual ți se va atrage atenția, băi, nu mai miroase, mirosea fain acum 2 ore, dar acum nu mai simt. Aia ar putea să-ți spună, dacă miroase nu știu cum, ciudat, în niciun caz. Deci miroase foarte bine, foarte plăcut. Iar cei care ați testat eventual Cedr Atlas de la Atelier Cologne, vă puteți face o idee cum miroase acest parfum. Recomandarea mea ar fi ca să vă orientați către Cedr Atlas, pentru că performanța era peste ceea ce oferă acest parfum, dar de principiu trebuie să le testați pe amândouă și vedeți care din cele două miroase și cel mai bine și performează și cel mai bine. Acum, încercând să trag o concluzie, miros foarte frumos, abordabil, este foarte versatil, vârstă, ținută, e un parfum de zi, de tip casual, îl poți purta la serviciu, la o ținută cât mai degajată, după serviciu, că ieși la plimbare, te duci la cumpărături, ai tot felul de activități casnice, să le zic așa. Deci, din acest punct de vedere, parfumul este foarte bun. Performanța și prețul, respectiv ceea ce oferă parfumul din punctul de vedere al performanței versus câți bani trebuie să plătești pentru el, aici nu sunt de acord. Astfel că, din punctul meu de vedere, parfumul merită nota 7. Dacă performanța ar fi fost mai bună, parfumul ar fi fost din categoria must try, trebuie testat, pentru că miroase bine și după aceea fiecare își putea face calculele dacă are, nu are, merită, nu merită. Dar la performanța pe care o oferă, să dai 200 de euro, nu, n-aș face acest lucru niciodată. Ok, deci nota 7 din punctul meu de vedere, recomandarea mea ca întotdeauna este să vedeți ce este cu acest parfum, testați-l, poate în cazul vostru va avea o performanță vulcanică, bombastică, va trebui să vă spălați, să faceți 10 dușuri pe zi, să scăpați de mirosul parfumului, dar am așa o bănuială că tendința de performanță va fi în același spectru pe oricine altcineva. Deci 3 ore, 4 ore, hai să zic cu indulgență 5, dar aș fi curios să văd dacă a scos cineva mai mult de 5 ore. Deci recomandarea mea, testați-l, vedeți ce este cu el, mai departe decideți fiecare în cunoștință de cauză și funcție de bugetul pe care îl aveți. Toate acestea fiind spuse, am să pun capăt acestui clip aici, ca întotdeauna mi-a făcut plăcere să vă povestesc despre un alt parfum Atelier des Ors, de această dată unul care are mari carențe la anumite capitole. Dacă aveți impresii legate de acest parfum, nu uitați, în secțiunea de comentarii, vă puteți da cu părerea, poate și ceilalți vor aprecia cât mai multe păreri vis-a-vis de acest parfum. Îmi iau la revedere, vă doresc toate cele bune și până data viitoare când ne vedem într-un nou clip, vă doresc numai bine. Vă salut!